Acoperiș mistuit de flăcări în localitatea Crivina. Incendiul ar fi izbucnit de la un scurtcircuit electric. Pentru lichidarea acestuia, pompierii au intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale. Acoperișul unei locuințe din localitatea Crivina a fost înghițit de flăcări după ce un conductor electric a făcut scurt circuit. La sosirea pompierilor, incendiu se manifesta și la un mobilier și materialele textile depozitate în tinda locuinței. Au fost nevoie de două autospeciale cu apă și spumă pentru a împiedica extinderea flăcărilor la întreaga locuință. Noaptea trecută, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Crivina. La sosirea pompierilor, incendiu se manifesta la mobilier și materiale textile depozitate în tinda locuinței, dar și la circa 40 de metri pătrați din acoperișul casei. Pompierii au localizat imediat incendiu, împiedicând extinderea flăcărilor la întreaga locuință. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de un scurt circuit electric produs de un conductor electric cu izolație deteriorată. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat locuința. Pentru a preveni producerea unor evenimente nedorite care pot pune în pericol nu doar bunurile, ci chiar viața, pompierii recomandă cetățenilor să nu utilizeze aparate electrice, prize, întrerupătoare, cabluri electrice, dispozitive de protecție cu defecțiuni sau improvizații și să nu supra-solicite instalația electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori.